la toate, dragi prieteni, eu sunt de eFootball și iată-ne la un video de data aceasta ceva mai special. Începem o mică serie intitulată Duminica Retro, în care în fiecare duminică vom juca câte un joc FIFA mai vechi. Am decis să las puțin o parte FIFA 18 și să intru pe jocul meu FIFA preferat din toată istoria. Este vorba evident de FIFA 14, un joc pe care l-am jucat foarte, foarte, foarte mult. Aș putea zice că este jocul FIFA pe care l-am jucat cel mai mult, urmând după acesta FIFA 2008, parcă. Am jucat FIFA 14 pe toată perioada lui, după aia când a apărut 15, neavând un calculator suficient de bun, am rămas la 14 și mi-am plăcut sincer la nebunie acest joc. Astăzi vom intra puțin în acest joc, ne vom aduce aminte despre el și vom juca și un meci sau două. Avem aici meniu, după cum se poate vedea, nu mai sunt active serverele, din păcate, după cum vedeți în partea de dreapta sus. Haideți să explorăm puțin jocul, să vedem despre ce este vorba pe aici și vom începe cu FIFA World Cup Brazil, pentru că mi se pare puțin mai interesant decât FIFA World Cup normal. Cred că la alții meci nu putem intra, dar e acea problemă în continuare. Însă haideți să intrăm puțin la World Cup, pentru că și anul acesta va apărea jocul oficial FIFA World Cup, dar poate și un DLC ceva pentru FIFA 18, așa că poate vom avea echipele de la Cupa Mondială și FIFA 18, ceea ce ar fi foarte tare și ar fi destul de șmecher ca o comparație. Avem așadar Europe, South America, Africa, Asia și CONCACAF și evident echipele pentru fiecare confederație. Hai să facem un Germania-Argentina, să facem practic finala din 2014. Ei bine, această finală echipa care a câștigat a fost Germania, a fost Germania cu golul Ghioțe. Însă, da, hai să vedem ce echipă mai avea Argentina pe acea vreme. Îl aveau pe Romero în poartă, care avea 72 OVR, fraților, 72 OVR avea el. Iată-l pe Icardi în tinerețe, dacă vreți, 75 OVR la veți, iată-l 83 pe la veți, foarte bun. La Mel, iată-l și pe la 81, ia mă câte stele avea la schimbul, avea 3, mă parcă are 4 totuși. Vedem și banca de rezerve, da, cel puțin aici în joc n-avea o bancă senzațională de rezerve Argentina, doar echipa de bază era bună. Și iată-ne așadar pe Stadio do Maracana, prieteni, pentru partida cu cei de la din Naționala Germania. Iată cât de frumos se vede stadionul din afară. Sincer, îmi pare rău că are PES licență exclusivă pentru stadioanele braziliene, pentru că chiar mi-a fi plăcut să rămână stadioanele de la Cupa Mondială și în jocul propriu. Și iată cât de frumoasă este prezentarea, frate, chiar îmi place foarte mult prezentarea. Da, deși grafica nu este senzațională, pentru acea perioadă era chiar foarte, foarte bună. Jocul fiind făcut cu Ignite Engine, nu cu altceva. Hai să schimb și hai să începem partida să vedem ce facem în acest meci. Ideea este să ne distrăm, să ne simțim bine, să ne aducem aminte de un joc care, sincer, pe mine personal m-a uimit foarte mult. Știu că erau foarte pe centrările în jocul ăsta. Și atât pe Aguero scăpând deja bine, venind centrala lui Aguero, foarte slabă, Di Maria, olio. Dar nu știu la ce să mă aștept de la FIFA 14, v-am spus, n-am mai jucat de multă vreme. Mi-amintesc că șuturile pe jos erau foarte OP în jocul ăsta. Mi-amintesc că Pace era foarte OP, că pasele lui și pe sus erau foarte OP. Într-un asemenea știință, da, e frumos aici în FIFA. Hai să vedem acum pe Higuain. Hai mă, hai și noi cu o fază. Șuturile Higuain, avolo! Bă, mă cred în FIFA 18, mă. În FIFA 18 intra șutul ăsta 100%. Însă aici e mai complicat, din păcate. Ros, bă, l-a găsit bine de tot pe Ozil aici. Și bă, pe Close avansând bine în centru. Opa, Hernandez, scoate cornerul Fernandez. Dar e puțin schimbat sistemul de pase aici. E puțin mai greu să direcționezi mingea și... Sau nu știu dacă neapărat e mai greu, cât nu sunt eu obișnuit cu treaba asta. Și poate de-aia am încurcat. Ia să vedem centrarea, care deși este super OP, de această dată rezultă în golul al Germaniei. Ne-am luat gol aici. Da, a fost centrarea, am reușit cumva să o respingem, însă nu știu cine apare acolo. Toni Kroos apare din spate și șutează. Mi-am inteles că erau foarte pe șuturile astea cu exteriorul la colțul lung și iată, exact asta face Toni Kroos aici, un șut superb și... Hai, Rojo. Hai, Di Maria. Hopa, hai că am scăpat bine. Di Maria, nu cred, mă, mi-a luat balonul din picior. E a doua oară când scap bine cu un jucător. Însă a doua oară când nu pot să fac nimic cu el. Di Maria, Banega, din nou Di Maria. Și, mă, ce bine scăpaste, mă, iată-l pe Di Maria, scăpând bine aici. Angel Di Maria.
Mamă, ce pase a pus lui Müller, frate, fantastic. Iată-l pe Müller aici, demarcându-se bine. Vine și centrarea și e gol! Miroslav Klose, 2-0. Asta a fost ultimul său mondial, cred, chiar ultimul său turneu final pentru Klose. Însă iată-l marcând aici. Degeaba avea Klose 2 fundași în jurul lui, când într-un joc centrările sunt o pe poză și 7 fundași pe mingea. Tot va intra în poartă și iată nemții mai marchează o dată. Hai Agüero. Bă, Agüero are un pace foarte bun în jocul ăsta și dacă reușește să-l prind pe Messi de marcat. Da, s-a demarcat Messi, e bine. Hai Messi! Mă, ce mi-a scos-o Neuer, nu cred. Atunci nu prea centra, nu știam că sunt pe centrările, pentru că nu prea mă uitam pe YouTube la oameni care se jucau FIFA. Și, da, hopa, Higuain scapă bine aici. Hai Higuain, te rog. Încă o dată mi-a scos-o Neuer, mă, serios. Cardelul Zabaleta. Stai că a plecat Higuain, stai aici. Ok, bun. Hai Di Maria! Mă, încă o dată Neuer, nu se poate. Hai Zabaleta. Bună, bună, bună. Hai cu centrarea aia. Este gol. Ce v-am zis, fraților? Centrările sunt foarte, foarte pe jocul ăsta. Și până la urmă, tot mai într-o centrare reușim și noi să marcăm. Cele mai realiste plase mi s-au făcut astea din FIFA 14 de departe. Nu știu ce au schimbat acum plasele, că sunt destul de urât astea. Dar aia din FIFA 14 mi se plau de departe cele mai realiste. Nu știu dacă interesează pe cineva treaba asta. La mie, sincer, mi s-au părut foarte, foarte bine făcute lucrurile la acest joc. Chiar totul arta extraordinar de bine. Hai și tu, Messi. What? Mascherano era să dea gol. Avea și păr Mascherano pe vremea aia. Da, ne bate Germania cu 2-1. Însă, meciul a fost frumos. Mie chiar mi-a plăcut, sincer să vă zic. Haideți, fraților, să trecem și la un El Clasico. Am jucat un meci de cupă mondială. Hai să facem și un El Clasico între Real Madrid și Barcelona. Să ne aducem puțin aminte cam ce loturi aveau cele două echipe. Iată, la Real era Benzema, erau Ronaldo sau Bale. Însă iată, ne marcăm pe Xabi Alonso, pe Khedira pe aici. Era Diego Lopez în poartă, mi-am amintesc acest sezon. Ăsta, dacă mi-am amintesc bine, este sezonul în care Real a câștigat Champions League-ul. La decima era atunci. Hai să luăm și pe Casillas, pe Sani, chiar acolo să fie. Păi că l-avem și pe Di Maria, poate îl băgăm în partea a doua. Dar iată și o prezentare a stadionului Santiago Bernabeu, foarte frumos construit aici. Noi avem, mai evident, după cum am zis, varianta Next Gen. Spun asta pentru că probabil mulți dintre voi ați jucat varianta Old Gen, adică cea pe calculator, cea pe care am jucat-o și eu până la urmă. Adică în acele timpuri în care jucam FIFA 14 în continuu, jucam pe calculator. Gameplay era cam la fel, însă nu erau graficile astea frumoase, știți? Și mi-am amintit și acum când a apărut FIFA 14 că toată ziua mă uitam doar la YouTuber care se joacă pe PS4 sau pe Xbox One. Mă uitam efectiv toată ziua, nu mă mai jucam deloc, doar mă uitam pe internet la jocul ăsta Next Gen, pentru că mi se părea absolut genial. Și eram așa de supărat că nu am bani să-mi iau și un PS4 să am niciun joc. În fine, visul de copil. Cred că mulți dintre voi ați experimentat treaba asta și poate unii. Și ziua de astăzi vă doriți foarte mult o consolă și nu vă puteți achiziționa. Însă hai să scăpăm de treburile astea. Hai să vedem și noi cum arată prezentările la acel joc. Vedem aici, nu aveam grafic oficial la Liga, evident, însă partea șmecheră era că, de exemplu, Barcelona avea cam nou în joc. Erau atunci încă două stadioane spaniole în FIFA, care acum nu mai sunt, de vorba de Camp Nou și de ăsta al Valenciei, Mestalla. Însă da, joc era frumos, vedem, avem și coreografie aici. Hup, hai Ronaldo. Wow, ce transversală, frumos, frumoasă fază. Amingea a fost deviată de Mascherano, a fost superbă faza de Ronaldo. Hai să vedem aici cornerul, bate Xabi Alonso. Hai Ronaldo, trece bine, șutează prost. Hai Alonso. Și era Ramos acolo. Știți că a scăpat ăsta, cum îl cheamă, a scăpat Isco. Ce frumos am făcut aici, stă mortul că nu s-a dat penalti. Bă, nici voi ați văzut faza aia. Am dat mingea în spate, i s-a pus pietică viscului, nu s-a dat nimic, frate, incredibil. Iată că hoțile erau până și FIFA 14. Bă, nu știu, mi-am amintesc că era destul de bine făcut sistemul de acordare al faultului în jocul ăsta, dar și chiar mă mir că aici nu s-a dat fault. Hai pe Bale. Frumos Bale. Încă una. Dacă mi-a ieșit și ball roll-ul era tare. Uite Khedira. Hai mă Khedira. Ce-i șutul ăla mă Khedira.
Aaa, Popa a intrat Song la Barça, fiți atenți, Song? Știu, da, parcă a fost sezonul ăla, nu mai timp dacă a jucat sau nu. A fost unul dintre transferul de alea pe care echipele mari le fac, dar nu... Dar le fac doar așa ca să fie. Cum a fost, de exemplu, Chicharito sau Adebol la Real Madrid din ultimii ani. Au venit practic degeaba. Doamne, încearcă și tu ceva. Mamă, ce pasă i-am pus, ești nebun la cap. Hai mă, Ronaldo. Ah, iar m-a blocat. Bă, dar ce mă enervează, mă. Hai. Hopa, și avem o lovitură liberă, poate este ceva de aici. Știu că în FIFA 14 îmi dăceam lovituri de libere. Le băteam destul de bine. Era treaba aia cu efect pe lângă zid, care din păcate FIFA 18 nu mai merge. Hai mă, poate este acum. Aaa, am dat prea tare. Dacă basta, parcă vreți să ne dau gol acum. Aaa, mamă, bă! What the fuck was that? L-ați văzut mă pe Iniesta cine a făcut aici? Însă a sos Casillas. Eu nu înțeleg cum a ratat Iniesta de acolo, dar nu contează. Bine Casillas, bravo. Hai și fiți atenți la fara asta, dăm gol 100%. Scapă Di Maria. Mamă, ce viteză are, ce viteză avea Di Maria, mă, jocul ăsta. Mamă, bă, rupe Di Maria, clar. Hai Morata, gol, frumos. Și câștigăm și noi meciul la ultima fază. Chiar Alvaro Morata marchează. Iată-l pe Morata punctând. Doi poți jucători la era lui. Și cât de bine șutează Morata. Chiar nu m-aș da să dea din prima așa de mine. Însă iată pasul lui Di Maria, șutul lui Morata. Absolut genial, n-avea ce se facă aici. Ba, deci din păcate Morata un jucător de care Real Madrid și-a bătut joc. Părea mea că trebuia să rămână, mai ales că Benzema și Ronaldo. Dar și Bale nu funcționează senzațional în față. Acum chiar și fost bun în Morata la Real. Însă politica clubului e politica clubului și nu putem comenta noi. Da, fraților, se încheie și meciul. Frumoasă partidă, mi-a plăcut. Bă, sincer, chiar m-am distrat în acest videoclip. Mi-am adus și-o practic aminte de vremurile vechi în care jucam FIFA 14. Aveam și echipe românești, era super genial acest joc. Jucat pe calculator, bine, e cam aceeași gameplay și pe PS4, doar că avem aceste grafici mai frumoase. Cam atât pentru acest prim episod din seria noastră de Duminica Retro. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să scrieți în comentarii ce joc FIFA sau PES vreți să vedeți în episodul viitor. Eu am fost Egi Football și până data viitoare, vă urez o zi cât mai frumoasă, toate cele bune, la revedere!